Primarii din 5 localități din Gorj au solicitat fonduri pentru a reface zonele afectate de inundații. Este vorba despre localitățile Crazna, Roșia de Amaradia, Văgiulești, Godinești și Samarinești. Autoritățile au solicitat din nou guvernului 2,4 milioane de lei. În urma ședinței de Comitetului pentru Situații de Urgență s-a luat decizia să mai solicităm o sumă de bani pentru câteva localități din județul Gorj afectate în perioada 16-18 mai de ploile căzute atunci. Așadar, cei din Comitetul pentru Situații de Urgență au dat o hotărâre prin care solicităm peste 2 milioane de lei pentru localitățile Crazna, Roșia de Amaradia, Văgiulesa, Marinești. Tot în urma inundațiilor din luna mai, Prefectura Gorj a mai solicitat Ministerului Dezvoltării alte 5 milioane de lei. Suma încă nu a fost aprobată.